piața din Genova, Mercato Orientale. Încă este deschis la ora asta. N-au închis. Peștele cam vechi la ora asta, gamberii cam miroase. Este închidă de la acum. Gamberii cam mai vechi. Vine a strânge de obiceiul. Uite, cu floare pe ei. Fructele cam scumpe. Tot am prețul mare. Lămâi 3,50 €, pompel 1,50 €, merele venite Fuji 2,20 €, merele Golden 1,80 €, acele calabre 2,50 €, scump, fratele meu. Toate sunt scumpe. Prețurile sunt imense pentru o piață. Aline, ai ce vuole di zucchi? Sono da frigo di zucchi. Și puțin asta cu lămâile de Sicilia cu 2,50 €. Foarte scumpă. Cachi. O casoletă 1,20 €. Clementine fără sâmbă 1,60 €. Struguri 2,50 €. Trebuie să mai scump ca în piață la noi la Plujeri, la Veteranilor. După cum vedem, prețurile aici în Genova sunt cam duble comparativ cu o piață din sudul Italiei. Uite, fructe de cactus, 4,5 €/kg. Arancia bionda, non tratat. Clementine sunt semolă. Merele Golden, calitatea întâi. Asta am avut eu în curte. Ce pot să zic? Nu pare nițel ceva, dar n-am ieșit pe aici, cred. Astea sunt carciofii. Le udă ca să pare mai proaspete. Asta e la cachi. 2,80 kg. 2,80 kg înseamnă 10 plus 5, 4, 14 lei. Un kil de cachi. Nu mai știu dacă e mult sau puțin. Avocado, 2,50 € un avocado. Spun, fratele meu. Nu, deci aici, în partea de aproape nordul Italiei, produsele din suiul sărac se vând la preț dublu sau chiar triplu. Nu știu dacă e speculă sau ce e asta, dar asta e ce pot să zic. Ia să vedem. Caprino, Val de Aosta, 22 €/kg. Cred că acolo se vinde cu 15. Cacio del Nono, la Tenisto. Caciota Toscana. Mazda Molandez, 10 €/kg. Asta e peste tot la fel. 50 de lei kilogram, Cacio Cavallo 12,90 €, Asiago Doc 10,90 €. Asta sunt Pecorino Pepato pe 17,90 € siciliano. Bun. Pecorino Sardo Ovile
22-90 kg, Fioretto Sardo, Montasio Dop, 14-90, bun și ăsta, Castelmanio Dop, 24-90, bun, Casera Perpizzochieri, Pecorino da Matrice, veche stampă, ăsta e un foarte bun. Fontal la 10,90, provolone aurită cu 15,90, interesant. Ce-a? Cam atât din piața din Genoa. Mai vedem!